Ramona povestește pisicindu-se, Stelian ascultă cu atenție și din una în alta au ajuns porumbei chiar la tema căsătoriei. Din dacă n-aș fi fost primul băiat din viața ta, m-aș fi despărțit de tine doar pentru chestia asta că eram eu prea liniștită. Și din asta e a doua ta relație, practic? Cu tine. Da. Da. La mine e a treia, deci... Când am venit aici... Tot pe acolo. Nu am vrut să-mi fac relații, de ce? Pentru că am zis că o să vin aici și nu să-mi fac relații, că mi se părea. Păi n-ai zis că ai venit pentru relații, dar păi gamelor, da, da, stai puțin. Contrazici. Stai puțin să-ți spun. La început am zis, mamă, nu o să găsesc niciun băiat acolo care să-mi placă să-mi fac eu relație sinceră și chestie. Chiar așa m-am gândit. Că nu o să fie nimeni pe placul, pe placul meu. Pentru că hai să-ți spun ceva. Eu când am intrat în casă, m-au întrebat ce tip de băiat vreau. Bă, da. Fizic. Așa. Și am zis așa, că vreau să fie brunet cu ochii căprui. Și să fie mai înalt decât mine și mai mare decât mine. Ca și vârsta. Bun. Da. Și după am fost întrebată. Păi și fost tot cum era. Și am zis, pe el era mai părul avea închis la culoare și cu ochii albaștri. Gen, practic, tu n-ai nicio treabă. Adică... Mai spune-mi. Deci, cum să fie brunet, am bifat, ochii căprui, i-am bifat, mai mare ca tine. Măcar ai, măcar mental. Mă rog, mai matur. Dar hai, lasă-mă, glumesc. Bă, ne potrivim. Mamă, și când te-am văzut pe tine, băi, gen, eu nu prea-mi treabă cu fizicul. Dar ce ai zis? Mamă, mamă, ce bună este! Nu am zis mamă, mamă, ce bună este! Dar cum ai zis? Băi, să știi că nu am avut treabă cu fizicul tău. Adică nu mi s-a părut ceva... Dar ai vrea să ai? Da. Da. Te-am văzut serios? Și... Da, măi, te-am văzut și îmi pare un băiat foarte normal, adică... Un băiat... Ok. Mamă, te bag în sacul. Că nu erai un băiat... Nu, măi, dar serios, nu erai un băiat după care eu să spun, mamă, m-am pierdut. Și ce te-a atras așa de tare la mine? În primul rând, lucrul la care mă uit eu la un băiat este zâmbetul. Și tu, în perioada aia, zâmbeai foarte rar, dar și când zâmbeai, în, nu știu, îmi transmiteai ceva. Nici acum n-am un antrenament foarte wow, dar cu tine pot fi altfel. Mie îmi plășea și vocea ta foarte mult. Ai o voce groasă. La un moment dat mă gândeam, mamă, gen, mă gândeam foarte mult la tine seara. Mă puneam în pat și mă gândeam câteodată. Da. Și mă gândeam câteodată, mamă, o să vezi asta, a văzut că îl plac atâtea fete, acum să crede Dumnezeu. Tot la mine ți era gând. Cine crezi că a câștigat? Eu nici știam cum te cheamă. Eu nici știam cum te cheamă, iar tu adormeai cu gândul la mine încă din primele zile. Dă-ți seama. Da, pentru că încercam să-mi dau seama de anumite chestii. Mă gândesc la tine și îmi dai așa o, nu știu, o liniște în care eu vreau să stau așa mereu. O să vedem cum facem și o să ne iasă și în afară, ok? Nu o să fie ușor, cel mai probabil, dar orice poveste are un început așa. Mamă, să fie ce greu, ce repede să treacă. Păi eu stau și mă gândesc, așa știi cum o să fie. Mă gândesc că o să fie bine, dar acum... Iau un calcul și dacă o fi să plece, știi, vreunul dintre noi. Eu, adică. Băi, sinceră să fiu, și eu m-am gândit la asta și m-am gândit cum mi-ar fi... Hai că în afară, mie mi-ar fi ușor să stau oarecum, știi, pentru că... Da, stau la mine acasă, știi? Dar, în schimb, eu să fiu aici și tu să pleci acasă, nu mi-ar fi bine. Adică chiar nu aș putea să stau fără tine. Eu habar n-am ce aș face, că foarte multă putere n-aș mai avea, știi? Adică n-am nicio putere să vin să te văd, n-am nicio putere, eventual, nu știu, decât să-ți trimit pachete în afară, dar nu știu cât te încălzește. Relația la distanță pe termen lung cade. Or fi poate circumstanțe care o să ne țină separați, poate, un timp, dar pe termen lung nu merge și o știm. Nu-i așa? Așa că va trebui să vedem ce oportunități avem și ce putem să facem. Bă, noi suntem cei mai frumoși și cei mai drăguți. Și dacă aș face asta aici, nu. Pentru că... Na, poate... Îți dai seama cum i-am zis. Mă căsătoresc aici și după ies afară de aici și văd o altă persoană.
mai rămân și cu soțului cu ea. De fapt, nici nu știu, dar chiar e complicat asta, nu e ceva. Cu toate că nu te leagă un act neapărat, dar că e foarte important. Trebuie să simți foarte multe sentimente pentru o persoană să ajungi să te căsătorești cu ea. În așa scurt timp? Da. Gen, tu acum te comporți într-un fel și să ieși afară de aici să te comporți într-un alt fel. Caracterul meu și felul meu de a fi și astea, în mare este aceleași. Nu știu neapărat dacă mă ascund de ceva. La fel vorbești în afară, nu e ca și când ies în afară și eu am alt mi-am uitat toate cuvintele. Păi bun. Sau, mă rog, nu mai sunt așa cum sunt acum cu tine, sau nu-ți mai vorbesc frumos, sau ajuns să te ignori, sau chestii de genul, sau nu, astea-s prostii. Ai putea să ajungi să te întrebe cineva dacă vrei să te căsătorești aici și să crezi aceleași lucruri. Ai putea să crezi că poate eu sunt diferită în afară și că chestia asta este atât de importantă încât vrei să aștepți să fii sigur. Păi am zis că na, ne cunoaștem mai bine. Păi sigur. Și vezi? Noi cum? Poate mă întreabă, vrei să te căsătorești aici și spun că da și după îmi dau seama că nu. Sau invers. Așa că mai bine n-o să spui nimic. Mi s-a tus vocea. Așa că mai bine n-o să spun nimic, să se văd. Cum o să fie? Da, și care ar fi... Ți-ai amintit, în primul rând? Acum, da. Așa, și care ar fi concluziile, Stelian? Ia să vedem. Păi, am vorbit și în secvențele care s-au dat. Eu zic că e un timp foarte scurt și că ne-ar prinde bine să ne cunoaștem mult mai bine și în afară. Până să tragem concluzii, așa. Dar Ramona își dorește. Da, am zis că este un lucru foarte important pentru mine și cred că toate fetele își doresc chestia asta, doar că vreau să fiu sigură. Adică nu vreau să dau greș. Asta clar, nimănui nu-i place să joace cu viața lui, sper. Pe de altă parte, în momentul în care să spunem că voi o să ieșiți de aici, o să aveți de înfruntat și cumva familiile voastre, da, care nu au fost tocmai susținătoarele poveștii voastre. Sau între timp s-a schimbat, nu știu. Eu am vorbit cu mama mea. Și i-am povestit și lui Stelian. Ce spune mama? Mama mea spune că într-un final este fericită că m-am împăcat cu Stelian, dar că nici ea nu este sigură 100% de sentimentele lui Stelian față de mine. Și el bănuiește că ar fi ispita? Nu, mi-a zis că timpul o să îmi răspundă la foarte multe întrebări și să fim sinceri unul cu celălalt și să ne fim alături. Și că nu este supărată pe el. Tu n-ai vorbit cu mama, nu? Sunt aproape aceleași cuvinte pe care le-am spus și eu. Eu n-am vorbit, dar nu e un... Eu nu aș considera neapărat un impediment, nu știu. O să ieșim în afară și, cum am spus, o să... Nu ți-a mai scris mama? Ba da. După împăcare? Nu, după împăcare nu, dar mi-a mai trimis scrisori. Nu... În ceea ce ne privește pe noi, nu. Dar o să vedem mai departe. Nu... Poate a apărut, nu știu... Habar n-am ultima dată, poate părea foarte vehementă și categorică, dar mama nu e omul genul ăsta, n-a fost niciodată, de asta m-a și luat prin surprindere, că e prima dată când întâmpin o asemenea situație. Nu știu cum s-a întâmplat, de asta am părut și așa. Totuși, nu este o situație nu este roz, oarecare, dar... Nu, dar... pentru că să spunem că voi rămâneți împreună, că voi este bine, că o să vă căsătoriți logodiți aici afară, asta nu mai are importanță, dar nu trebuie să pierdem din vedere faptul că Ramona are un copil și chiar și pentru fetița Ramonei e nevoie de o anumită pregătire de... Apropo, ai vorbit cu fetița ta? Am vorbit cu mami și mi-a spus despre ea, dar cu ea... Dar de ce nu vrei să vorbești cu ea? Ți-am mai spus. Nu e despre ce simți tu, este despre ce simte ea acum. Știu, dar nu știu cât de bine mi-ar face.
dar nu este despre tine, tocmai asta îți spun. Nu crezi că fetiței tale i-ar fi bine să te audă, să îi spui că te gândești la ea și că o iubești? Chestia asta, și am vrut să cer în weekend și m-a chemat în schimb ei să vorbesc cu mami, pentru că mami voia să vorbească cu mine și... Eu ți-am spus, Ramona, așa cum i-am facilitat și Raluca acest lucru, oricând putem să-ți facilităm și ție, pentru că dincolo de cum te simți tu, de experiența ta aici, este mai presus de treaba asta, este bunăstarea emoțională a copilului. Copilul are o mamă. Dacă un copil nu vorbește cu mama lui o lună, două, trei, copilul ăla poate să-și imagineze orice, că mama a murit, că mama a abandonat-o, orice. Nu e despre tine aici. Nu e despre că o să te facă pe tine vraiște, că tu îți revii, dar are 5 ani. Și la 5 ani, lumea este exact așa, alb și negru, adică cu mama și fără mama. Nu e despre tine. Fă un efort și vorbește cu copilul tău. Chiar dacă până să vorbești cu copilul tău, vei vorbi cu soacra și așa mai departe. Treci peste tot și asigură-ți copilul că ești în viață, că ești bine și că te gândești la ea și că o iubești. Da, o să cer. Luăm o scurtă pauză. După pauză se întoarce teoria ispitei. Mai avem un nume despre care o să vorbim.